ziua, prieteni! Am revenit cu Silvica mea. Uitați-o, am adus aici după mine. Unde merg eu și Silvica după mine? Nu mai zi așa. De ce? O, că nu mai plec niciunde. Prieteni, eu cu Silvica și cu mama ne-am apucat de curățenie în foișor. Mă dănui acasă, s-a dus la dentist la Craiova, care o problemă. Și noi facem curățenie frumos să găsească mădă. Nu e așa? Măcar fiindcă nu plătesc chirie oamenilor, măcar să fac curățenie, nu? Femeie de serviciu. Da. Da. Aici frumos cu Silvica. Am șters toată mobila, am aranjat paharele. Am luat tot din bucătăria din față, am pus aici. Mă dă, sper că îți place așa cum am aranjat. Nu, nu trebuie să-mi plătească nimica, mă dă. Păi și Silvia? A, Silvia, eu nu vreau salariu, Silvia nu știu dacă vrea salariu. Nu vrei bani. Sper că-ți place, mă, de așa cum am aranjat. Mai târziu o să cumpărăm un coș pentru farfurii. Așa cum am aranjat aici farfuriile. Am pus aici toate paharele de un fel, dar ăștia nu... Silvica, ăștia nu aparțin de aici. Păi nu sunt din casa aia, vezi? Păi da, și Silvia le-a pus aici. Nu de asta. Silvia le-a pus acolo, că eu le pusasem așa. Așa, și ăsta aici, așa de bucur, frumos. Asta le duc în sufragerie. Am aruncat și coșul și tot altele noi. Altele noi pregătim aici frumos asta, fântânița de apă. Aranjăm frumos, aici vine Sfântul Petru. Aranjăm aici frumos. Avem un petruț. Cum o spune el, spunea el, Petruț. Un Patrick, mamă, că așa am vrut să-i pun numele. Patrick. 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 Păi, bine și eu chiar acolo am dat. Da. Păi și așa, și când s-a născut Leonardo, cine era? Că doar tu erai cu mine acolo. Nu era nimeni. Nici tata, nu era nimeni, absolut nimeni. Dar spune la prieteni unde am dormit. Și eu. Acum s-au pus stăpâni toți pe el, dar nu era nimeni acolo. S-a născut singur. Nimic, Iuliana, nu nimic, dar... Păi da. Da. Dar și cum începe cu Iuliana? Da, prieteni. Punem scara aici frumos. Pune prieteni, că mă urc pe scara. Nu eu, prieteni. Vedem cine urcă. Nu eu. Ștergem cuptoarele. Nu, că și așa sunt supărată de bine. Păi da. Unde-i trepiedul ăla? Ca să pun telefon, să nu mai ține în mână. Nu știu dacă se aude de la ventilatorul ăla. Face un zgomot. Du-te, oprește. Așa. Și așa a zis tata că eu am stricat ventilatorul ăla când l-am luat. L-am luat. Unde am fost? Maritat. De ce nu mai ești? Nu mai. Nu mai zic că nu mai ești. Nu mai sunt. Gata. Sunt văduvă. Duc paharele astea în sufragerie, prieteni. Și... Ce să zic? Ajung și eu fetele astea. De s-au mutat acolo afară, că aici e cald. Nu mai merge să mai gătească aici. Așa. Ce să mai să facem curățenie peste tot. Am să pun aici la mine
La mine acasă, cum să spune, la căsuța mea. M-am gândit să-mi pun și eu aici o prelată. Din aia frumoasă, albă. Să-mi pun o măsuță, dimineața să-mi beau cafeaua. Cu Leonardo când o să vină. Și cu Alex, desigur, dacă o să-i treacă supărarea. Dar ce să zic, prieteni? Ce să-i mai zic lui Alex, că până la urmă o să-i treacă supărarea pe mine. Și ce să mai zic, când vine vorba de Alex, nu mai am cuvinte. Haideți că revenim. Ia, mamă, filmează și tu, că tu stai aici. Da. Așa. Îmi filmez fetele. Uite, mă, dă, ți-am pus doblecei aici, te așteaptă frumos. Uite. Da. Ar fi bine să o aștept făcute cu ele. Păi, iar ar fi un plus. Nu mai spune ce dăm să mâncă, mănâncă. Cât să mâncăm pe căsura asta, mamă? Nu-mi asta și să mai pun, văd eu ce am niște masă. Fetele fac treabă, fetele. Și ce cald e? Sărace. Vă iau cu ciobelii. Nu beau nimic. Dar ce beți? Silvia, da, dar eu nu mai beau. Pe când mai beau să mai bei? Ci că nu mai beau. Unde a pus-o nea mișurică? Ce e asta? Carte de bucate? Da, să învățăm cum să gătim. Nu n-o las pe bine. Așa, aici mai ca domnului o punem. Așa aici o să ne păzească de ele. De gura lumii. De gura lumii. Și de dușman. Trebuie șters aia. Știu. Ia vezi unde a pus-o nea Mișu. Asta e? Da. S-a desfințat ghiuveta. Unde a fost aici. Și acum punem dozatorul de cafea, cuptorul cu microunde. Sarmale, ține. Sarmale. Cârnat. Asta e bun și-o la frigider. Ba da. Păi da, n-am încălzit sarmale. Hai că te vede Tibi, cum muncești. Unde e pe vede? Pe YouTube. Hai că după aia, după ce mai plângem cu vosăria, toate mi-e frigider tot și curățăm frigiderul. Păi de ce? Așa. Ah, de la ăla, de... Cred că dăm jos un pic, mă, așa, mă, asta ștergem. Păi normal că dăm jos. Ori băgați furtunul pe mașa. Unde filmezi, mamă? Pe pereți? Nu, pe Silvica filmezi. Dăm jos, că trebuie spălată. Și asta, mușa, mă, trebuie spălată. Prosoapele am pitulat un nou. Văd că două nu s-au folosit. Nu e nimic să spună.
vă arăt și când fac curățenie la mine acolo și îmi pun o măsuță, cum a zis și tata. Bei cafeaua la tine acasă. Da. E vremea să mă și eu la casa mea. Da. Ce să mai zic? Mai zic ceva mai glumit. Păi ești în mai glumit, mai... Mai glumit eu acum, ce să fac? De scandale v-a săturat. M-am săturat de scandale. Mai zic ceva, m-am săturat nu. De viața mea. Nu mai zici. Păi ce are? Să strică, mamă. Ia uite. Da? Bine, am trei fete. Știi mai bine. Una e măritată, două nemăritate. Care e aia? Voi două. Cum? Păi asta... Cine? Silvia, cine e măritată? Păi îi luăm și ei, găsim altul. Ce? Păi ne vine tipii ce găsăm și măritată. Nu lași tu pe puiuțul altul. Nu dai eu pe tipii, am eu. Atunci rămân cu una. Ia uzi. Bine, super. Atunci lasă că avem una. Bine, bine, gata, mai mâncat. Ai una. Așa, și cu apă și cu... Normal. Pe acolo, pe jos, am văzut, da, niște pâianjeni. Dintr-o dată, a dat lovitura. Stai să vezi ce pățești eu. Da. Trei măsele dintr-o dată? N-am văzut așa ceva. De ce? După ce că ei ia cu trebuță cu mie. Stai să vezi ce trage sărapa. Ai văzut cum le vede Bubu? Ce? Pâianjeni. Dar parcă are, chiar pot să văd, are ochiul format. Pâianjeni. Da. Ha. Da, uitați, prieteni, acum spălăm cuptoarele. Iar s-a pus Nemișu can acolo. Ce faci, Nemișule, cu eu acolo? Unde te duci? Uite! Ce faci acolo? Uite ce bine arată dozatorul acolo, acolo. Ce? Nimic. Mai văd și tu, nu mai acolo. Pe acum... Fichiță când dansează, nu mai o îmbătrâni. Cine a zis că nu sunt eu familie și nu sunt eu gospodar? Toată lumea. Și nu-mi place toată curățenia. Lumea. Și nu-mi place munca și nu-mi place luxul. Și fetițele. Mm-hmm. Apoi și alea la rândul lor. Când sunt liber, când pot să mă duc, dar nu oricum. Ai văzut cum vorbește lumea de tine? Da. Ce să Sârbie? Nu mai zice nimic. Nu mai zice nimica. Neamișule, ajunge furtunul până aici. Hm?
Ajunge până acolo. Arată și mie, ia zi tu, Silvia, care țigan muncește? Ajunge. Adică să dea cu mătura în casă. Ha? Aoleu! Serios! Aha, dar cu ce dăm aici? Ia spune. Ai zis, Silvia? Unde? Pe cărămida asta cu soluție, apă. Cu detractant și apă. Nemișule. Ce? Ce se vede? De ce pronunțire aici? Nu înțeleg. Să vedem, ajunge furtună. Revenim. Ia ne mișcă, filmează mă, că nu mai facem. Oh, ușor, ușor. Așa, așa. Dă-i cu mătura lumina și pe acolo. Cu soluție, unde le dai cătău? Nu mai e soluție. Unde mai e? Mai e rău. Lasă-te mică, mai e oricum. E cameraman? Da. Ce să faci? Tu bara, frigiderul, mă, puta! Da, că n-are nimic. Mă, nu schipă! Curge și pe frigider. Vine curentul pe apă la tine. Nu mai e frică. E urcă. Mă, nu. Mă, nu schipă. Ia, dau un pic repede pe acolo. Să aud mobila paharele, a? Nu, nu! Nu să aud mobila paharele! Păi am pus șesele acolo! Nu spune, bă, hai, dau un pic aici. Mai lasă, nu mai da acolo! Hai să tragem la, dau! Doamne! Puțin! Arată-ne mișul, nu știu ce fac. Ce? A mai dat pe aici, nu? E dat cu soluția acolo. Ha? E dat cu soluția acolo. Pe ai dat și eu un pic acolo în spate, nu era plătat. Au, aici. Așa. Deci mă duc aici, azi. Am fiut cu tău ăsta. Care? Ai mei, ce Hai să vezi, pune mâna pe furtun, nu mai las. Dar nu face și face că nu e face. Face repede, că așa se face. Da, cum? Repede. Gata, opa. Da, gata. Gata, gata. Unde vrei? Ia, aceea. Prieteni, gata. Așa arată. Sper să-i placă lui Măd. Nimeni plătesc chirie. Și acum o ducem pe Silvia acasă.